Trebuie. Partidele vor bani pentru primarii și ministerele lor, cuiul lui Pepelea însă e cu totul altul. Pensiile. La cât de multe găuri are bugetul, premierul Florin Câțu ar vrea să amâne majorarea pensiilor din septembrie anul acesta pentru ianuarie 2022, dar nu sunt de acord chiar liberalii domnului Câțu. Doi miniștri vin în seara asta la jurnal ca să le lămurim, inclusiv cu bugetul. Începem! Sunt 1353 de persoane vaccinate, marcate ca eligibile pentru etapa a treia. Ar putea fi erori de introducere a datelor sau cineva chiar a sărit peste râns. În material voi face referire și la faptul că dumneavoastră aveți mai multe rude, practic, angajate la Tarom. Nu, vreau să vă întreb, tocmai de acestea v-am sunat ca să lămurim acest subiect și să vă cer un punct de vedere. Altceva n-am ce să vă zic. Aveți fiul, fica, soția? Părerea noastră, repet. Întreținere, medicamente și tot ce trebuie să cumpărăm, nu se gândesc la noi sub nicio formă. Mănânc și eu un pic mai puțin, nu atâta carne. Repet. Anul acesta pensiile vor fi mai mari decât punctul de pensie este mai mare decât punctul de pensie în 2020. Tot județul Constanța și Tulcea, aceste două județe se află în continuare sub cod portocaliu de Viscol. Această avertizare, acest cod este valabil până astăzi la ora 21. Anchete după vaccinarea peste rând. Peste 1300 de persoane care sunt incluse în etapa a treia a campaniei de vaccinare apar în Registrul Național de Vaccinări, ceea ce înseamnă că au fost deja vaccinate peste rând sau este o greșeală. Iată anunțul ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Am descoperit între 15 și 23 ianuarie în registru de vaccinări sunt 1353 de persoane vaccinate, marcate ca eligibile pentru etapa a treia. Ar putea fi erori de introducere a datelor sau cineva chiar a sărit peste rând. Trebuie să-i protejăm pe cei vulnerabili. Suntem așadar în curs de a verifica situația. Se vor face echipe mixte de control, formate de către Corpul de Control al Ministrului Sănătății și Direcțiile de Sănătate Publică, pentru a verifica cum stau lucrurile în fapt la nivelul centrelor de vaccinare. Avem în acest moment mai multe centre cu circuit închis decât centre cu circuit deschis. Ce înseamnă centre cu circuit deschis? Înseamnă că toată lumea se poate programa. Centre cu circuit închis înseamnă că doar o parte din populația României, doar anumite categorii se pot programa. Știți și unde s-a întâmplat acest lucru? Localități, centre? Evaluăm această situație. Vedem în sistem acest număr și încercăm să evaluăm unde s-a întâmplat lucrul ăsta și de ce. Iarna a paralizat traficul în mai multe zone din țară. În județul Constanța, toate drumurile naționale și județene au fost închise, mai puțin DN39 și A2. Din cauza vremii, 13 localități au rămas fără energie electrică. A fost emis un mesaj RoAlert, prin care autoritățile roagă cetățenii să nu părăsească localitățile afectate de Viscol. Potrivit ISU Dobrogea, 200 de mașini sunt blocate în acest moment în județul Constanța. Pe DN22, între localitățile Tari Verde și Mihai Viteazu, circulația este oprită. Și asta pentru că vântul suflă cu putere cu aproape 80 de kilometri pe oră. Ninsoară dă peste cap traficul, iar șoferii care au rămas blocați în Nămeți au ajuns la limita răbdării. Condiții foarte rele și am înțeles că aici spre Mihai Viteazu un tir ar fi derapat și nu pot să-l scoată. Nu vedeți că nu se circulă deloc? De când stați aici? De o oră, cred că. O cisternă cu lapte a rămas blocată în Nămeți, iar drumul pe care trebuia să meargă pentru a ajunge la destinație a fost închis. Încercăm să ieșim. Să încercăm să ieșim și noi de aici.
încercăm să îndreptăm, să ne punem în rând cu mașinile celelalte, să dormim aici. Ce ne-au zis ce să facem poliția, autoritățile, eu știu ce o face. În apropierea localității Sibioara sunt zeci de mașini blocate. Oamenii nu mai au voie să înainteze spre Tulcea. Astfel, unii dintre șoferi au devenit recalcitranți și s-au certat cu forțele de ordine. Ca situația să nu scape de sub control, polițiștii au mai chemat o mașină de jandarmi. Încă o oră jumătate facem. Încă o oră fac. Dar de ce nu șeful iau tu vine cu variantă? Mergi mata în față, vola după mata și noi după mata. Și gata. Trebuie să lăsăm jandarmii să trieze mașinile, să vadă care au domicilii în Cojalac, doar noi intră după coloană. S-a blocat drumul aiurea, ce s-a întâmplat? Aiurea, 2 km avem până la Sibioara și nu dă voie să treci. Tot în județul Constanța, o mașină în care se afla o gravidă a rămas blocată. Polițiștii au format un mic convoi până la intrarea în localitatea Corbu, acolo unde un echipaj al ambulanței a preluat-o pe femeie și a transportat-o la spital. Traficul a fost blocat și pe DN22A între Hârșova și Topolog, iar la Galați, din cauza zăpezii, o mașină a derapat și a intrat în șanț. Este viscul atât de puternic încât nu se poate înainta mai departe. Vă merge pe riscul nostru, suntem mulți. Până la Bunelicianu vom pleca. Ne ajutăm unul pe altul. În coloană, da, vă rog să așteptați. Hai. După ore întregi în care au stat pe marginea drumului, în apropiere de Ovidiu, zeci de șoferi cu nervi întinși la maximum s-au certat cu polițiștii pentru a-i lăsa să treacă, deși drumul era închis din cauza codului portocaliu de viscol. Mulți erau disperați să ajungă acasă, unde familiile rămase fără curent aveau nevoie de ajutor. N-am mâncat nimic toată ziua, omul de la muncă, uitați-l de la nimic că n-am mâncat azi. Nu se poate. Nu ne dă voie să trecem, nu vedeți? Nu se poate. Nu merge la muncă, nu-i corect așa ceva, doamnă. Am copil acasă, am Pampers-ul mașină, ce fac, doamnă? Ce fac? Spuneți dumneavoastră. Lapte, Pampers, cum duc acasă? Că stai și în gheață, ei, ce să fac? De 2 ore, 3 ore ne chinuim să ajungem acasă. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Mi s-a spus că drumul e blocat și că o să-l dezăpezească în curând. În curând de... La ora 5 și un sfert, poliția din județul Constanța a luat decizia de a bloca drumul care duce de aici, din localitatea Ovidiu, la Hârșova. Din acest motiv, coada de mașini s-a întins pe câțiva kilometri. Da, și în județul Constanța, exact în locul de unde transmitea mai devreme Maria Moiș, este în continuare blocat traficul între Ovidiu și Hârșova. Ce se întâmplă acum, Maria? Bun găsit, Cosmin. Iată, în 2 ore și jumătate, eu și echipa de filmare am reușit să ajungem la ieșire din localitatea Cogălnicianu. S-a deschis în mod controlat circulația, să spun așa, dar aici iar este un blocaj. Oamenii care vor să ajungă în direcția Târgușor trebuie să se oprească aici din traseul lor. Am acum, o să discut puțin cu unul dintre șoferii care așteaptă să ajungă acasă. Bună seara, v-am văzut adineori, ați încercat să vorbiți cu polițiștii. Da. Ce s-a este drumul blocat și vrem să ajungem acasă la familiile noastre, pentru că am bătrâna la pat și trebuie să ajung de urgență. Centrala nu mai funcționează. Ce v-au spus polițiștii? De ce a fost blocat acum drumul? Deocamdată nu se știe. Probabil că este înfundat mai încolo. Mai... Sunt probleme des în acest loc? Da, sunt, dar din păcate nu se ia măsuri așa cum ar trebui. Când nu e zăpadă, suntem mereu deranjați de mașinile care e dezăpezit. Și când e zăpadă, chiar nu poți da de ei. Foarte rar. Dumneavoastră, de câte ori așteptați să ajungeți acasă? Aștept de o oră. Să știți, doamnelor și domnilor, că aceeași problemă se regăsește și pe un traseu, pe alt traseu foarte aproape de aici. Nici șoferii care au drum spre Hârșova nu pot să ajungă acasă pentru că și acel drum este blocat. De altfel, este un singur drum între Constanța și Mangalia pe care în acest moment în județul Constanța se poate circula. Codul portocaliu de viscol, să știți că este valabil încă cel puțin o oră, atât în județul Constanța cât și în Tulcea. De altfel, aici în județul în care ne aflăm și noi, în Constanța, sunt în continuare 13 localități care nu au curent electric. Aglomerație și pe Valea Prahovei. Ce se întâmplă în acest moment pe Valea Prahovei? Teodora Puzdrea, bună seara! Bună seara! Traficul de pe Valea Prahovei este din nou blocat de numărul mare de turiști care vin în stațiunile montane din zonă.
coloana de mașini s-a format pe sensul de mers București-Brașov. Se circulă aproximativ cu 10 km la oră. Traficul se desfășoară în condiții de iarnă. Vizibilitatea este redusă din cauza viscolului. Mai multe echipaje de poliție au fost trimise pentru a ajuta la fluidizarea traficului. Șoferii parcurg 10 km în aproximativ 50 de minute. Zonele cele mai aglomerate sunt Sinaia, Buteni, Azuga și Predeal. Astăzi, drumarii din cadrul secției de drumuri naționale Brașov au acționat cu 19 autoutilaje și au răspândit 90 de tone de sare. Cei care vin la munte vor să profite din plin de aerul curat și de asemenea să se relaxeze. Zăpada este numai bună pentru schiat, astfel ninsoarea a venit ca o veste bună pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Mulțumesc, polițiștii, grefierii și pensionarii au ieșit astăzi în stradă în mai multe orașe din țară pentru a-și cere drepturile. Polițiștii și grefierii au protestat de dimineață. Oamenii veniți din mai multe județe din țară s-au adunat în fața Ministerului Afacerilor Interne pentru a striga nemulțumirile legate de creșterea salariului net doar cu 41 de lei, dar și față de plafonarea pensiilor. Pe de altă parte, pensionarii au protestat în fața guvernului, au ajuns chiar la gardul Palatului Cotroceni. Ei cer ca legea pensiilor să fie echitabilă în funcție de gradul de cotizare. De polițiști și grefieri s-au adunat astăzi în fața Ministerului Afacerilor de Interne să protesteze față de înghețarea salariilor și plafonarea pensiilor. Sub pretextul eliminării discriminărilor, domnul Câțu, prin Ministerul Finanțelor, a trimis ieri o adresă la nivelul tuturor ministerelor prin care solicită să le comunice sporurile de care beneficiază, evident cu intenția de a umbla la mecanismul de calcul probabil, dar în realitate vrea să le reducă. Aveți un mesaj către autorități? Da, îi rugăm să ne ia în seamă, ia în seamă revendicările și să țină cont de ceea ce le spunem. Pentru autorități, le doresc din tot sufletul să încerce măcar o lună de zile să-și crească familiile dacă au copii cu un salar de agent de poliție. Sindicaliștii spun că protestele vor continua. Următoarea acțiune a polițiștilor și grefierilor este anunțată pe 3 februarie. Și pensionarii au ieșit în stradă. Ca nume de ministru și pensie de 1400 aproape. Atât primește Nea Iulian la cei aproape 70 de ani pe care i-a are după ce a muncit 35 de ani ca șofer macaragiu în construcții. Noroc că mai supraviețuiesc cu, ziceți pe nume, cu reciclarea. Eu reciclez sticle, borcane și mai e un centru în drumul taberii care îl mai duc. Și mai au și eu 20 de lei, 30. Și nu este un caz izolat, așa că împreună cu alți 10 de pensionari s-au adunat în fața guvernului pentru a protesta. Să facem o lege echitabilă pentru toți pensionarii din România, în funcție de gradul de cotizare. 10 de pensionari au protestat și în fața Palatului Cotroceni. 46 de ani de muncă ca șofer. Asta e pensia. Și la Timișoara, aproximativ 50 de pensionari s-au alăturat protestului polițiștilor. Mănânc și eu un pic mai puțin, nu atâta carne. Întreținere, medicamente și tot ce trebuie să cumpărăm, nu se gândesc la noi sub nicio formă. S-a protestat și la Galați. Au lucrat 20 de ani și au ajutor social. Am ieșit mai mult pentru nefos, pentru școală. Premierul Florin Câțu a anunțat că anul acesta pensiile vor crește, dar nu a precizat și cu cât. Am anunțat că vom face o legislația în ceea ce privește pensiile, o să fie modificată, pentru că sunt multe probleme acolo și noi, ca o coaliție de guvernare, care am preluat guvernarea în acest an, avem un obiectiv foarte clar. Pensiile să fie bazate pe contributivitate. Protestatarii au militat și pentru impozitarea pensiilor care depășesc salariul minim brut și creșterea numărului medicamentelor compensate și gratuite.
Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost trimis astăzi în judecată într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. În 2013, când era viceprimar, Mihai Chirica ar fi aprobat cumpărarea ilegală în leasing a 4 turisme. Asta spun procurorii. Ei susțin că primăria nu avea dreptul să achiziționeze mașinile în leasing pentru că nu exista un context legal. În plus, caietul de sarcini pentru licitație a fost întocmit cu dedicație, ca să favorizeze un anumit producător de mașini. Durata contractului a fost de 4 ani, iar anchetatorii estimează că s-a creat un prejudiciu de 500.000 de lei. Dosarul a fost preluat și instrumentat de parchetul de pe lângă judecătoria Iași, după ce DNA și-a declinat competența. Sunt surprins. E o situație inedită în care mă aflu. Am aflat și eu din media, nu știu încă deocamdată despre ce este vorba la nivel de detaliu. E o chestiune care, de altfel, mi-a și scăpat din vedere. Direcția Națională Anticorupție nu a constatat nicio faptă de corupție. Curtea de Conturi, ceea ce s-a și reconfirmat într-o altă instanță cu care ne-am judecat, a constatat că nu există niciun prejudiciu. Deci, practic, două elemente care mie mi s-ar părea fresh pentru a constitui o eventuală infracțiune au dispărut din start. N-am niciun motiv, sincer, vă spun, să am emoții. Am intrat, să spunem, și eu în elita oamenilor care facem politică, trebuie să aibă și un asemenea exercițiu. Doresc să se termine cât mai repede. E o chestiune care ține și de imagine. Campania de vaccinare în România merge bine, e declarația tuturor autorităților. Premier, Ministrul Sănătății, președintele Comitetului de Vaccinare. Suntem pe primul loc în Europa la numărul de doze administrate pe zi și totuși sunt probleme. În centrele de vaccinare, odată la câteva zile, vedem oameni nemulțumiți că stau prea mult la rând pentru că dozele de vaccin nu ajung la timp. S-a întâmplat și astăzi la centrul de vaccinare de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Vă rugăm frumos, doar o întrebare. Vă rugăm frumos să aveți răbdare. Dozele probabil că au plecat de la Institutul Cantacuzino. Noi nu decidem ora. Noi așteptăm și primim. Noi nici măcar n-am fost în programarea dumneavoastră. De 3 zile se procedează așa. S-a decis să fie vaccinat numai cei care sunt deja în sistemul platformă. A trecut mai bine de o oră de când centrul de vaccinare de la Spitalul Sfântul Pantelimon este deschis, dar dozele de vaccin nu au ajuns nici acum. Este motivul pentru care vedeți peste 20 de oameni care stau la rând și așteaptă. 184 sunt programați astăzi pentru rapel și 26 pentru prima doză. Coordonatorul centrului spune că aceste probleme apar pentru că dozele de vaccin vin dimineața. O soluție ar fi să primim vaccinul de coseară înainte, în condiții în care noi nu mai putem face comenzi. Și automat primind dozele care se vizualizează deja în platformă, Institutul Cantacuzino știe exact numărul de doze de care noi avem nevoie a doua zi. Dacă noi le-am primit în cursul zilei de astăzi, mâine dimineață noi putem să începem și la 7:30. Nu este o problemă. Dar eu cred că se rezolvă. Puțină înțelegere din partea celor care sunt programați și le rezolvăm. După ce s-a format un rând de 10 de persoane care așteptau imunizarea, au fost aduse și dozele de vaccin. Explicația pentru întârziere este că o mașină transportă vaccinul la mai multe spitale. Uitați, acum se deschide coletul de transport. Da? Verificăm temperatura la care a fost transportat. Se închide termometrul în momentul în care îl verificăm. Se vizualizează exact ora la care a venit și se scrie pe procesul verbal. Numărăm flacoane, se introduc în frigider și de aici aducem dozele necesare pentru următoarea oră, două ore, în centru de vaccinare. Pe cutiile în care este adus vaccinul sunt desenate câteva felii de pizza. Însă, spun medicii, transportul este făcut corespunzător. Mie nu mi se pare că scrie pizza pe ele, dar seamănă. Eu nu prea mănânc pizza. Uitați, aici niște felii. Da, ce contează? Sunt perfecte. Sunt perfecte pentru transport. Pe noi ne interesează suportul acesta, nu cutia care îl duce. Da. Da? După recepția flacoanelor de vaccin în farmacia spitalului, sunt duse în centrul de vaccinare, unde este preparat de o asistentă. Aștept să-mi vină cineva pentru vaccinare, pentru a prepara vaccinul în timp ce este cineva aici, să poată vedea cum se prepară. Este un lichid în flacon, care se dizolvă cu 1,8 ml de ser fiziologic. De ce trebuie să amestecat de 10 ori? Așa este procedura.
La centrul de vaccinare de la Spitalul Sfântul Pantelimon au fost imunizate până acum 4400 de cadre medicale. Pentru că nu sunt suficiente doze, centrul nu funcționează și pentru etapa a doua, deși are acreditare. Europa se închide din cauza noilor tulpini. Una după alta, țările europene anunță restricții mult mai dure. Andreea Georgescu ne spune care e situația în țările în care românii călătoresc de obicei. Austria se numără printre statele cele mai căutate de turiștii români, în special în sezonul rece. Ei bine, Austria este în prezent sub imperiul unor măsuri de carantină valabile până pe data de 7 februarie, iar călătoriile în scop turistic în acest stat sunt interzise. Mai mult decât atât, cea mai recentă măsură adoptată de autoritățile de acolo este ca oamenii să fie obligați să poarte măști de tip FFP2 dacă au cel puțin 14 ani. Asta în lumina răspândirii tot mai des întâlnite a tulpinii britanice în țările europene a SARS-CoV-2. Și Belgia, de asemenea, o destinație căutată și aici sunt în vigoare restricții, precum carantina de noapte sau închiderea afacerilor neesențiale, de asemenea, fără călătorii turistice în acest stat. Bulgaria, țara vecină din sudul României, este sub imperiul unei stări de urgență epidemică. De asemenea, călătorii trebuie să prezinte teste COVID-19 negative la intrarea în această țară. În Danemarca, de asemenea, se poate intra doar cu un test COVID negativ și în țară sunt aplicate măsuri de tip carantină până în cursul lunii februarie. În Franța, la fel, este nevoie de un test negativ la sosirea în țară, de o carantină de cel puțin 7 zile și de o nouă testare la sfârșitul acestui interval. Autoritățile recomandă limitarea călătoriilor atât pe plan intern cât și din rândul turiștilor străini. În Italia, în continuare, stare de urgență prelungită până în cursul lunii aprilie. Limitarea deplasărilor interne este o recomandare făcută de autorități. Turiștii trebuie să știe că au de stat 14 zile în carantină în momentul în care sosesc în Italia. În Regatul Unit, unde deja tulpina nouă este predominantă, carantină de 10 zile pentru călători, de asemenea test negativ la finalul acestei perioade. Spania, o altă destinație preferată de români, dar și unde diaspora este numeroasă, are granițele deschise pentru turiști, însă sunt restricții pentru anumite state, este necesar un test COVID-19 negativ la sosirea din acestea. AstraZeneca, a treia companie de la care Uniunea Europeană trebuie să primească vaccin anticovid, a lăsat astăzi lumea cu gura căscată. Din cauza problemelor, Comisia Europeană chemase reprezentanții companiei la discuții. Și ei n-au venit. Bruselul a cerut companiei să-și îndeplinească obligațiile contractuale și să livreze dozele de vaccin promise. Logica primul sosit, primul servit este valabilă în cazul măcelăriilor de cartier. Nu în cazul contractelor de acest gen, a declarat Comisarul European pentru Sănătate. Asta în timp ce directorul AstraZeneca spune că firma sa nu este obligată juridic de un anumit calendar și că angajamentul asumat se referă la furnizarea de vaccinuri în măsura eforturilor posibile. Let me be crystal clear. The 27 European Union member states are united that AstraZeneca needs to deliver on its commitments in our agreements. We are in a pandemic. We lose people every day. These are not numbers, they are not statistics. These are persons with families, with friends, and colleagues. Pharmaceutical companies, vaccine developers have moral and contractual responsibilities which they need to uphold. We signed an advance purchase agreement for a product which at the time did not exist and which still today is not yet authorized. Not being able to ensure manufacturing capacity is against the letter. We reject the logic of first come, first served. That may work at the neighborhood butchers, but not in contracts. I call on AstraZeneca to engage fully, to rebuild trust, to provide complete information, and to live up to its contractual, societal, and moral obligations.
Scandalul ivermectinei are urmări, din păcate urmări tragice, pentru că sunt oameni care caută acest medicament în farmaciile veterinare și îl iau de capul lor. Despre astfel de cazuri imediat, rămâneți cu noi. Unii oameni devin cobai cu bună știință și se tratează cu medicamente neautorizate despre care aud temiri pe unde. Se întâmplă acum cu ivermectina, un tratament veterinar folosit pentru deparazitarea animalelor domestice. În Teleorman, de exemplu, n-a mai rămas nicio pastilă în farmaciile veterinare. Astăzi, atât Ministerul Sănătății cât și Colegiul Medicilor au atras atenția că folosirea medicamentului pentru oameni este periculoasă. Spuneți-mi dacă aveți ivermectină, cumva. Nu mai aveți deloc? Nu, mai n-aduce ivermectină. Pastile, vreți, sau ce? Pastile. Nu avem. Și oricum se dă pe rețetă. Pe rețetă? Da. Din ce cauză? E toxică. De la Digi24 suntem. Așa. Ați avut solicitări în ultima perioadă? Da, mai cer oameni, dar noi n-aducem așa ceva. Cer pentru COVID sau pentru animale? Unii pentru animale, alții că vor să ia ei, dar le spunem, nu recomandăm așa ceva. Ce se poate întâmpla? Ce efect advers? Toxică, nu? Toxică, neautorizată pentru consum uman și totuși destui români au cumpărat ivermectină și au folosit-o ca tratament împotriva coronavirusului. Ne oprim, de exemplu, în centrul Alexandriei. Îi întâlnim pe Tino și aflăm părerea personală a stăpânei sale despre ivermectină. Măi, Tino, ia zi-mă, ți iau oamenii medicamentele? No. Nu ți iau, auzi. Nu ne teamă. Nu, e pentru toată lumea. E un medicament, e prescris de medici. Da, dar e prescris pentru animale, nu pentru oameni. E prescris pentru animale, dar probabil în compoziție ce are el acolo nu face rău oamenilor. Ați fi dispusă să luați acest medicament? Normal, dacă medicul mi-l prescrie, da, am încredere în medic. Și animalele mai au medicamente de la oameni. Eu de multe ori am luat rețetă de la farmacie pentru cățel. În parcul central, câinele Roli și stăpâna. Redeschidem subiectul ivermectinei și mai aflăm o părere. Lumea se cam grăbește, zic. Se cam grăbește lumea. Adică să-l iei așa, aiurea, fără recomandare. Nu știu. Am putea spune că cei care iau acest medicament veterinar sunt la rândul cobai? Probabil. Cam așa. Disperarea oamenilor a golit farmaciile de ivermectină. Cei care mai au stocuri strict pentru tratamente în cabinetele medicale le administrează personal pacienților necuvântători. Chemăm animalul în cabinet și atunci facem administrarea. Noi nu îl dăm fără prescripție medicală. Adică vine animalul și îl administrăm noi. Ce nu vine cu animal, noi nu îl dăm. Adică nu dăm către vânzare direct. Deci numai la administrare directă către animal. La ghișeul farmaceutic situația e diferită, iar pentru orice doritor de ivermectină, răspunsul este relativ identic în tot județul Teleorman. N-avem. În acest moment nu mai avem ivermectină. Noi facem stocuri foarte mici pentru că se dau pentru o pastiluță, se dă undeva la 5 kg per animal, per kilogram animal. Și nu se fac stocuri foarte mari. Nu avem pe stoc în momentul de față, așteptăm nici pe depozit, nu se găsesc. Avem undeva la vreo 10-15 cereri pe zi, să zic, aici la noi în magazin, da, în farmacie. S-au câinii aici în Alexandria, sau nu înțeleg? Care explicație? Cred că pe baza COVID-ului s-au făcut aceste cereri. Deci eu zic că sunt niște cobai, pur și simplu. Sunt oameni care întreabă dacă avem așa ceva. Bineînțeles că le spun, avem, dar doar pentru animale. Nu înțeleg, o să las mascarul un pic. Nu înțeleg de ce nu merg în farmacia umană, unde sunt produse similare pe bază de ivermectină. Și apelează la veterinar de ne-a dat peste cap. Noi nu avem competență să recomandăm pentru uz uman produsele noastre, decât pentru animale. După câteva zeci de ani de trai în slujba animalelor, medicul veterinar Mitroi are o recomandare pentru toți cei care caută zilele acestea ivermectină. Să ne lase căței în pace,
să ne lase medicamentele în pace cu ivermectină, să ne tratăm căței noștri, viței noștri, caprele noastre și așa mai departe. Vă mulțumesc! Gest șocant al unui bărbat din Piatra Neamț, supărat că a pierdut cu sodia copilului, a provocat o explozie în apartament, în apartamentul în care se afla alături de cel mic. Copilul a fost rănit și transportat la spital. Toți locatarii blocului au fost și ei evacuați. De ce ați vrut să dați foc la apartament? Copilul este rănit? După ce a aflat că a pierdut custodia băiatului, bărbatul i-a spus fostei sale soții că va da drumul la gaz și va incendia locuința. Soția a anunțat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale poliției și ISU Neamț. Când forțele de ordine au spart ușa din apartament, s-a auzit o explozie puternică urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind solicitați și sprijinul luptătorilor SAS. În momentul în care luptătorii SAS au pătruns în incinta imobilului celui în cauză, s-ar fi produs o explozie urmată de izbucnirea unui incendiu. Din cercetările preliminare efectuate, a reieșit că pe fondul unui litigiu cu fosta soție, privind încredințarea minorului, bărbatul ar fi recurs la acest gest. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiu. Am intervenit cu două auto speciale de stingere a incendiului, o auto specială de intervenție la înălțime, o ambulanță SMUR și o auto specială pentru transport victime. Vinovatul s-a ales cu câteva rănișoare, însă fiul lui are arsuri și a fost dus de urgență la spitalul din Roman, unde a primit îngrijiri medicale, însă de acolo s-a decis să fie transferat la Iași. A fost evacuat un copil în vârstă de 7 ani cu arsuri de nivelul 2 și 3 la nivelul capului. A fost dus la spital pentru investigații suplimentare. Toți locatarii din bloc au fost evacuați. M-au zis să ieșim afară că sunt probleme. Și când am ajuns jos, o bubuitură. Și-a ajuns o bubuitură puternică. Tatăl copilului se află în aceste momente în custodia polițiștilor. Cercetarea la fața locului este în desfășurare, iar parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț a fost și el informat. Viața la birou s-a schimbat radical în pandemie. Majoritatea firmelor funcționează în regim de telemuncă, iar în sedii bate vântul. A venit și urmarea, scad chiriile pentru birouri, pentru că mulți angajați vor lucra în continuare de acasă și după pandemie. Adela are 25 de ani și lucrează de acasă de la începutul pandemiei. Este dor de colegi, dar deja s-a învățat cu telemunca și crede că așa va continua să lucreze. La început a fost puțin mai dificil cu acomodarea, cu adaptarea noului mod de lucru, dar ne-am adaptat destul de repede și mă simt chiar parcă mai bine decât înainte. Adică parcă văd mai multe avantaje decât dezavantaje în lucrul de acasă. M-am obișnuit cu modul ăsta de lucru și probabil că va fi puțin dificil să mă întorc la birou și să merg zi de zi. Marius lucrează în domeniul IT. Telemunca nu este un concept nou pentru el și crede că soluția perfectă este îmbinarea telemuncii cu întâlnirile săptămânale față în față. Să lucrez doar de acasă, cred că noi fiind ființe sociale avem nevoie de partea de relaționare. A fi la birou, a te putea ridica și a merge direct la o persoană cu care dorești să vorbești sau care poate să te ajute, e mai benefic decât prin intermediul tehnicii. În urmă cu un an, pe holuri, dar și în acest birou open space, era agitație mare. Zeci de angajați erau la locul de muncă. Acum majoritatea lucrează de acasă, în regim de telemuncă, iar spațiile de birou au rămas mai mult goale. Recomandările la nivel corporate sunt ca cel puțin în prima jumătate a anului să continuăm așa, urmând ca în funcție de cum evoluează lucrurile la nivel global și la nivel de țară, să luăm decizia de a ne întoarce cel mai probabil într-un mod hibrid. Până atunci, firmele vor avea timp să regândească spațiile sau să își mute sediile în alte clădiri pentru o chirie mai mică. Nici unele firme din IT nu cred că mai doresc să funcționeze la capacitatea dinainte, mergând după modelul occidental, în care partea aceasta de telemuncă era mult mai folosită și înainte de pandemie. Mulți angajatori au observat că telemunca a dus și la creșterea productivității. Oamenii lucrează mai bine dacă nu pierd minimum o oră pe zi în traficul infernal din marile orașe. Imaginea zilei vine de la Brașov, acolo unde un bărbat imobilizat într-un scaun cu rotile ne dă o importantă lecție de viață.
Omul e filmat de un trecător în timp ce dezăpezește un trotuar din localitatea Prejmer. El e în scaunul cu rotile și spune că înlătură zăpada pentru că trebuie să ajungă la mașina soției parcată în fața centrului de găzduire temporară în care locuiesc. Au și un copil, cei doi, un copil de 8 luni. Are multe greutăți. Îi vine greu să folosească lopata, dar n-are încotro pentru că vecinii nu vor să îl ajute. 80% din peștele care ajunge în farfuriile românilor vine din import. În supermarketuri și în piețe ajung anual doar 24.000 de tone de pește autohton. Cantitatea adusă de peste granițe este de 4 ori mai mare, asta spun reprezentanții Ministerului Agriculturii. Reprezentanții industriei piscicole spun că România poate produce mai mult pește, dar pentru asta e nevoie de o strategie clară de dezvoltare a sectorului pescăresc. Reprezentanții Ministerului Agriculturii spun însă că orice măsuri de sprijin ar lua pentru dezvoltarea sectorului piscicol, importul de pește nu va scădea. Românii preferă specii precum somonul sau macroul, imposibil de crescut la noi. Peste 124.000 de tone de pește se vând anual în România. Dintre acestea, doar 24.000 de tone reprezintă pește autohton. Restul vine din import. Această cantitate nu va scădea de-a lungul timpului. Acest import de 90.000 de tone, care e constituit din specii pe care noi nu le putem asigura din producția internă. Orice am face, n-ai mare, n-ai ocean în care să-ți crească speciile respectiv. În delta Dunării facem în jur de 3.500 de tone de pește, iar la Marea Neagră, în jur de anul trecut, am făcut 7.000 de tone de rapana. În acvacultură producem în jur de 13.000 de tone. În fața tarabelor pline cu pește, mulți români se declară fanii speciilor locale. De la sine vine că ăsta autohton, ești mai sigur pe el, ăla care vine pe vas, de unde vine el? De al nostru, de Dunăre. Ești adevărat. E mai gustos și din țara noastră, ape mai curate, mai nepoluate, Dunărea, Delta Dunării. Românii înțelegem că preferă acest pește din... Cel mai mult românesc, cel mai mult. România și-a atins un potențial de producție și automat și de consum undeva la mijlocul anilor 80, între 45 și 50 de mii de tone de pește de apă dulce. Noi astăzi nu producem nici 15.000 de tone, deși tehnologiile au evoluat. De la Ministerul Agriculturii se promis soluții pentru ca pe farfuriile românilor să ajungă mai mult pește local. Vom mai deschide o nouă sesiune pentru măsura 2.2, investiții productive în acvacultură. Adică încă mai avem pentru programul 2014-2020 în jur de 20 de milioane de euro pe care o să-i dedicăm investițiilor în fermele piscicole. Construcția portului pescăresc de la Midia. Un român consumă în medie circa 8 kg de pește. Media europeană, trebuie să știți că e în jur de 25 de kg per capita. E destul de mult. Portugalia consumă cel mai mult pește pe locuitor, 64 de kilograme, urmată de Spania cu aproape 50 de kilograme. Și cât de des mâncați pește? 3-4 ori pe lună. Ba o ciorbică, ba prăjit, ba cu usturoi. La o lună, două. Păi nu prea îmi permit să cumpăr în permanență șalău și așa când am posibilitatea, îmi iau un șalău. Nutriționiștii spun că este indicat să consumăm pește de cel puțin 2 ori pe săptămână. Peștele trebuie consumat pentru aportul său de acizi grași esențiali și proteine de bună calitate, care se digeră foarte ușor. Ar trebui să consumăm pește de apă sărată, de mare sau ocean, care a fost pescuit. Ar fi macroul, heringul, sardina. Dintre peștii de Marea Neagră avem zarganul, stavridul, care iarăși este foarte bun. Doar locuitorii din Bulgaria și Ungaria consumă mai puțin pește ca noi, doar 2,5 kg anual. O fabrică de bani falși a fost descoperită de procurorii și polițiștii din Brașov, care monitorizau de mai multe luni o grupare suspectată de fals de monedă. Anchetatorii au descins astăzi la 28 de adrese, de unde au ridicat în total aproape jumătate de milion de euro în bancnote posibil false. Din casele suspecților au fost ridicate și imprimante, cerneluri speciale. Membrii grupării, spun procurorii DIICOT, preferau să falsifice bancnotele de 50 de euro sau de 100 de lei,
pe care apoi le puneau în circulație. Banii falși nu erau singura modalitate în care gruparea încălca legea, asta susțin anchetatorii. Membrii făceau trafic de cannabis, peste un kilogram de substanță interzisă a fost găsit la percheziții. Scurtă pauză și când ne întoarcem, invitatul nostru este Sorin Câmpeanu, ministrul educației. Vă așteptăm!